Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi, emisiunea de promovare electorală. Astăzi, în studioul Capital TV, îl avem prezent din nou pe domnul Cosmin Bolfoș, candidat din partea PSD pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, domnule Bolfoș! Bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație. Cum e? Sunteți fresh? Sunteți obosit? Campania electorală aproape de final, mai sunt câteva zile. Mă bucur că sunt fresh, pentru că am energie, sunt tânăr, îmi doresc să muncesc pentru orașul Călan și, deși suntem în ultimele 4 zile de campanie... Chiar. Două, că duminica nu se mai pune, da, sâmbăta, la ora până 7, vineri. Gata, da. Da, mă refeream marți, miercuri, joi și vineri. Sunt ok și eu și echipa mea, muncim, tragem din greu pe ultima sută de metri să ne atingem scopul pentru care am intrat în politică și pentru care vrem să facem politică la Călan, altfel de cum s-a făcut în ultimii 16 ani de zile, practic nu neapărat politică, ci administrație publică locală. Domnule Bolfoș, ce semnale, cum simțiți, ce simțiți din partea electoratului din Călan? Vă spun foarte sincer, în discuțiile cu foarte mulți cetățeni, pentru că am mers pe toate satele aparținătoare orașului Călan, adică 13 la număr, și în orașul Călan, reacțiile față de noi, față de mine ca și candidat și față de echipa mea au fost foarte bune, în proporție de 70-80%. Dacă oamenii sunt sinceri, ne-au acordat oarecum votul și sprijinul pentru a câștiga alegerile din data de 27. Ați adus aici o broșură, un pliant, încă un pliant. Wow! Da. Aveți, un flyer, aveți și din partea mea ca și candidat și a Consiliului Local și din partea Consiliului Județean. Așa, Consiliul Județean, da. Președinte pentru Consiliul Județean, da. O mulțime de lucruri. Și ați venit și cu un ziar. Ziar. Ia uite, v-ați făcut ziar? Da. Ce-i cu ziarul ăsta? Este un ziar în care, practic, noi ne-am făcut o prezentare la fel ca și în broșură. Prima pagină, după cum vedeți, este o prezentare, un mesaj din partea mea ca și candidat la primăria orașului Călan, prezentarea echipei de consiliu, iar pe a doua pagină este prezentarea programului nostru electoral pentru următoarea perioadă 2020-2024. Păi ia, povestiți-mi un pic despre chestia asta, că e spațiul noastră și să nu-l irosim. Da, aș vrea să trec în revistă pe scurt așa fiecare capitol. Toate capitolele le-am discutat și în emisiunile anterioare. Deci programul nostru este structurat pe 5 capitole. Primul dintre ele este administrație. În cadrul acestui capitol avem 3 linii. Recâștigarea încrederii cetățeanului în administrația publică locală prin transparența decizională, prin afișarea tuturor actelor și proiectelor și a tuturor cheltuielilor pe site-ul primăriei, ca orice cetățean din orașul Călan să poată vedea oricând și la orice oră, să fie bine informat și să vadă toate costurile fiecărui proiect. A doua linie este crearea condițiilor optime pentru atragerea investitorilor în orașul Călan, pentru a crea locuri de muncă, pentru a repopula orașul Călan, pentru că în momentul de față, cum am mai spus și înainte, sunt peste 2000 de locuitori plecați de pe raza UAT Călan. Iar a treia linie este
accesarea fondurilor europene și guvernamentale, pentru că asta este marea miză. Noi nu ne putem dezvolta niciodată infrastructura doar pe bugetul local. Avem această oportunitate, această posibilitate mare de a accesa fonduri europene, de a dezvolta infrastructura, să ieșim din mocirlă, pentru că satele aparținătoare orașului Călan încă sunt în mocirlă. Există cum și la... la propriu? Sau la propriu, da. Sunt multe străzi, multe ulițe neasfaltate, nu avem apă, nu avem canal, să nu mai zic de gaz, da? Sunt drumuri proaste, nu avem rigole de scurgere a apelor pluviale, văile nu sunt curățate. Deci, din această cauză, din cauza rigolelor și a văilor, și datorită faptului că a plouat foarte mult, au fost inundații foarte mari în zona Călanului. Bun. Aveți, de fapt, ziarul acesta e ceva mai mare, într-un anume fel, reproduce pliantul. Da, reproduce broșura. Este o prezentare, după cum v-am spus, a mea, echipei, programul, și în partea a doua o să discutăm despre câteva chestii care vreau să le punctez. Practic, ceea ce s-a făcut în orașul Călan în ultimii 16 ani de zile și s-a făcut prost. Dar, la momentul potrivit, o să discutăm și despre asta și o să le și arăt cetățenilor imaginile din ziar. Acest ziar este distribuit în campania electorală de către mine și echipa mea și o să ajungă la toți cetățenii. Aș vrea să trec la următorul capitol. Educație, sport, cultură și culte. Este vorba de modernizarea și reabilitarea unităților școlare, dotarea lor cu infrastructura necesară. Mă refer la dotarea cu calculatoare, cu proiectoare, cu table inteligente, pentru ca toți copiii care își desfășoară activitatea în cadrul acestor unități de învățământ să aibă condițiile necesare. Pentru că suntem în anul 2020 și la noi la Călan încă nu avem aceste dotări, din păcate. Există la multe școli din mediul rural și la noi în mediul urban nu există. Ne-am gândit tot aici, la a doua linie, să construim un centru cultural prin Compania Națională de Investiții, prin care să desfășoare diferite spectacole, expoziții, activități ale copiilor, pentru că în momentul de față, în orașul Călan, în afară de activitatea fotbalistică, prin clubul Victoria Călan și încă un club privat, Stars Academy, mai sunt două cluburi private de karate, unul de taekwondo și unul de shotokan. În rest, copiii nu au alte activități și atunci ne-am gândit să dezvoltăm partea asta culturală și copiii să poată face și alte activități, că nu toată lumea are inclinații spre sport. Da. Și atunci va trebui să facem ceva în zona asta. Ne-am gândit să înființăm un muzeu al siderurgistului, un mic muzeu al siderurgistului, pentru ca să nu uităm că zona Călanului a fost originile orașului. Corect. A fost o zonă metalurgică, una dintre cele mai vestite zone metalurgice din țară și din Europa. Ce se produce la Călan? Că nu mai știu exact. Fontă. Da. Nu știu foarte bine istoria legată de... Adică istoria combinatului, pentru că am o vârstă... Fontă cenușie, dacă nu mă înșel, și era una dintre cele mai bune făcute la Călan. Ne-am gândit totuși mai departe să mergem pe partea de cultură, să preluăm fondul de carte din cadrul bibliotecii. Biblioteca orășenească, din păcate, se află într-o sală din cadrul casei de cultură, așa zisei case de cultură, care nu ne aparține, ci este a sindicatelor. Dar auziți că e închisă biblioteca. Da, este închisă, nu avem bibliotecar, cărțile se degradează. Ne-am gândit să facem o bibliotecă orășenească și să mutăm tot fondul de carte în construcția nouă, unde toată lumea să aibă posibilitatea să angajăm un bibliotecar, toată lumea să aibă posibilitatea să ia o carte, să o citească și... Așa să ne putem dezvolta și noi ca
inteligență, ca și cultură și cei care vin după noi, pentru că generațiile, inclusiv a mea, au mai prins la școală când citeam foarte mult. Acum, din cauza tehnologiei, toți copiii stau numai pe mediul online, pe tablete, pe telefoane și, din păcate, nu mai citesc o carte sau o citesc așa, în mod forțat. Da. Ne-am gândit să construim un bazin de not didactic. Prin Compania Națională de Investiții se pot implementa aceste proiecte. Practic, UAT-ul pune la dispoziție terenul și utilitățile, iar Compania Națională de Investiții vine și face proiectul. Sunt proiecte STAS, face licitația, implementează, după care îl predă în administrare primăriei. Este nevoie de acest lucru pentru că foarte mulți copii din orașul Călan fac naveta la o răștie mai puțin, dar la Hunedoara, la bazin, pentru a lua lecții de not. Și atunci ne-am gândit că este foarte necesar să realizăm implementarea acestui proiect în colaborare cu Compania Națională de Investiții. Ne-am gândit să încercăm reabilitarea monumentelor istorice, cele care se mai pot reabilita, pentru că o să vedeți în a doua parte, o să vă arăt niște poze cu stadiul monumentelor din cadrul UAT Călan. De unde care sunt monumente? La ce monumente? Avem biserica de la Strei, biserica de la Strei Sânt Georgiu, lingura romană de la Călan Băi, avem casa de oaspeți, clubul 11 iunie, cel puțin clubul 11 iunie și casa de oaspeți sunt într-o stare avansată de degradare. Asta ce sunt clădiri? Ce da, sunt niște clădiri. În orașul vechi. Da, în orașul vechi și o să vedeți și în poze, arată foarte rău. Chiar sunt un pericol pentru... De acolo trebuie bani, dar în proprietatea cui sunt? Proprietatea primăriei. Da, sunt ale lor? Da. Se puteau reabilita, au fost la un moment dat niște proiecte de finanțare europeană, cred că în 2016-2017, și puteam demara ceva pe zona asta de reabilitare. Erau bani foarte mulți, cred că plafonul maxim pentru reabilitarea unui monument era în jur de 3 milioane de euro. Și acolo era un punctaj, fiecare monument... se făcea o evaluare și primea un anumit punctaj și în funcție de punctajul respectiv se aloca o sumă de bani. Aș vrea să trecem mai departe la sănătate și protecție socială. Ne-am gândit în acest... Când spun că ne-am gândit, eu am o echipă cu care lucrez și cu care mă sfătuiesc. Eu sunt liderul acestei echipe, dar pe modelul nou, nu comunist, eu mă sfătuiesc cu toată lumea din echipa mea, pentru că altfel putem ajunge să luăm decizii greșite. Suntem tineri cu toții, probabil. Da, și... suntem tineri, suntem oameni capabili, fiecare lucrează într-un anumit domeniu și este bun în ceea ce face. Ne-am gândit să reabilităm clădirea fostului spital. Vom face o expertiză să vedem dacă starea clădirii ne permite să facem ceea ce ne-am propus. În speță, un centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate și parțial un centru de recuperare medicală, kinetoterapie, fizioterapie, pentru că este nevoie și de așa ceva în Călan. În Policlinica orașului Călan ne-am gândit să atragem cât mai multe specializări, ca oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă la... Deva, la Hunedoara, la Simeria, să facă un EKG sau să facă un ecograf. Ne-am gândit să facem un spațiu modern de relaxare și agrement pentru seniorii orașului Călan, să nu mai stea în parc. Iarna este mai greu să stai în parc într-o căsuță, să joci table sau șah sau, eu știu, să socializezi. Și atunci ne-am gândit că este nevoie de așa ceva în orașul Călan. Practic, prin acest lucru, noi vom arăta un respect pentru generațiile de seniori, pentru generațiile care sunt înaintea noastră și care au trudit și au muncit pentru orașul Călan și au muncit în acel vestit combinat siderurgic din Călan. Al patrulea capitol este regenerare urbană și rurală. Ne-am gândit că este nevoie de amenajarea
a cât mai multe, a cât mai multor parcări rezidențiale și de domiciliu, pentru că sunt probleme din punct de vedere al infrastructurii. Numărul de mașini a crescut în fiecare an. Infrastructura este la nivelul anilor 80-70. Foarte puțin în ultimii 16 ani de zile s-a lucrat pe zona asta de parcări și atunci ne-am gândit că în urma unui studiu de sistematizare a întregului oraș să vedem nevoile pe fiecare zonă și să luăm deciziile corespunzătoare. Tot aici este nevoie și de amenajarea parcărilor pentru persoanele cu dizabilități, ca dânșii să aibă acces în orice moment, să dea jos din mașină, să poată intra într-o instituție publică, să poată intra într-un centru comercial. Următoarea linie este urgentarea implementării proiectului de apă și canal, pentru că încă, din păcate, mai avem sate care nu sunt racordate la apă potabilă și canalizare. Totuși suntem în anul 2020. Este un proiect de pe finanțare, pe fonduri europene. Operatorul de apă și canal APAPROD este beneficiarul acestei lucrări. Oamenii trebuie să știe foarte clar că nu primăria le bagă apa și canalul, cum le spune actualul primar și oamenii dânsului, ci operatorul de apă și canal, APAPROD. E pe master plan. Da, este pe master plan, etapa a doua. Din ce informații am eu de la APAPROD, în anul acesta ar trebui să finalizeze licitațiile și de la anul ar trebui să înceapă implementarea proiectului. Înțeles. Este nevoie și trebuie urgentat. Ne-am gândit la extinderea rețelelor de gaz pe toate localitățile. Eu, în calitatea mea de consilier local al orașului Călan, am propus de acum 4 ani de zile să facem acest demers și am propus la momentul respectiv să facem extinderea rețelei de gaz începând cu satul Batiz. Este la limita de proprietate cu Băcia și de acolo să mergem mai departe cu celelalte localități. La momentul respectiv mi s-a spus în ședință de consiliu de către actualul primar că nu se poate, că este prea scump, că nu vrea EON-ul, tot felul de motive. Deci practic n-am făcut nimic în sensul ăsta. Sper să se implementeze, mai ales că de vreo 3 luni de zile a apărut finanțare pe fonduri europene pentru extinderile de rețele de gaz. Ne-am gândit la reamenajarea tuturor parcurilor. Este nevoie de un concept nou, este nevoie de un proiect STAS pentru amenajarea parcurilor și a locurilor de joacă. Locurile de joacă trebuie să fie toate construite în așa fel încât să protejeze copilul. Trebuie să aibă covor de tartan, trebuie să aibă băncuțe, trebuie să aibă coșuri de gunoi, pomi plantați, ca să ofere condițiile optime și pentru părinți și bunici când vin cu copiii în parc, să aibă unde să stea, să stea la umbră, iar copiii să nu se mai lovească căzând pe pământ sau pe pietriș. Sau... Da, plus că multe dintre astea probabil că sunt și niște ruginituri. Sunt multe vechi, între timp unele s-au mai înlocuit, pentru că tot am insistat în ședințele de consiliu și în unele parcuri s-au montat în fața topoganelor s-a montat covor de tartan, dar nu este suficient. Trebuie să le facem într-un anumit fel și mă uit și în alte localități și am luat modele, arată într-un anumit fel. E o plăcere să te duci cu copilul în parc când vezi cum arată părculețul respectiv. La noi nici măcar nisip n-am avut în gropile de nisip în locurile de joacă. Dar, din păcate, asta e situația. Sperăm ca după data de 27, câștigând alegerile, eu, ca și primar și echipa mea de consilieri locali, să reușim să facem foarte multe din aceste lucruri pe care ni le-am propus. Pentru că este nevoie de o schimbare, este nevoie de oameni tineri, de oameni cu suflu nou, cu gândire nouă, oameni adaptați la evoluția tehnologiei, oameni care se gândească ca în anul 2020, nu ca în anul 90. Da. Da. Ce ar mai fi? Ne-am gândit și la siguranța și confortul cetățeanului, este al 5-lea capitol. Aici vrem să implementăm un sistem performant de supraveghere video pe toate localitățile orașului Călan.
cu sistem de monitorizare, să fie un polițist local care să monitorizeze 24 din 24 de ore acest serviciu de supraveghere video. Doar așa putem avea un control și putem vedea în timp real dacă se întâmplă ceva în oraș. Da. Nu să căutăm imagini după o zi, două, trei sau cinci. Tot aici aș vrea să facem și implementarea unui serviciu propriu de transport în cadrul primăriei prin achiziționarea pe fonduri europene a unor microbuze electrice pe modelul pe care l-am văzut și în Valea Jiului și în altele orașe mult mai mari, ca și noi, București, Cluj, că tot dau aceste exemple, și să creăm rute de transport între orașul Călan și satele aparținătoare, pentru că sunt foarte mulți cetățeni în vârstă, cu venituri mici, care nu au mașină și nu își permit să meargă cu taxiul. Și atunci ne-au solicitat să facem acest lucru. Noi ne-am gândit din luna ianuarie, de când am scris pe hârtie acest program, să facem acest lucru. Pentru că în momentul de față transportul local este doar între orașul nou și orașul vechi. Și nu este de ajuns acest lucru. Cam asta ar fi în linii mari. Vom mai încerca tot la acest capitol, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, să înființăm un post de jandarmerie sau o colaborare oarecum cu dânsii pentru a crește gradul de siguranță a cetățeanului. În momentul de față stăm foarte prost la Poliția Națională, nu avem polițiști la ordine publică, sunt 2-3 polițiști la ordine publică și doar cu 2-3 polițiști plus un echipaj ziua sau noaptea de la Poliția Locală nu putem face față, să acoperim, este o arie foarte mare, sunt 13 sate, o suprafață întinsă de teren și nu putem acoperi, dar venind și un echipaj de jandarmerie în sprijinul Poliției Naționale și Poliției Locale, putem face mult mai bine acest lucru. Înțeles. Ați spus că mi-arătați ceva, nu poate. Da, aș vrea să vă arăt, să țin atât cât se vede, că nu prea înspre cameră, da? Toate lucrurile mărețe. Ia spuneți-ne ce e acolo. Da. În primul rând avem activitatea intensă din parcul industrial Călan, 1000 de locuri de muncă pe care le-a promis actualul primar acum 4 ani de zile. S-au realizat 8 locuri de muncă. Pasnic cu femeia de serviciu și... și o mică firmă cu prelucrări prin așchiere pe struguri cu comandă numerică. Deci asta este tot. V-a promis 1000 de locuri de muncă. Dumneavoastră trebuie să decideți dacă mai continuați cu actualul primar sau vreți altceva după 16 ani. Eu vă ofer o alternativă, eu și echipa mea. Pe urmă, avem tot felul de lucrări, de exemplu asfaltări. Asfaltare, strat de 2 cm de asfalt, pestere, piatră cubică. Nu se face așa niciodată, niciunde. Deci, practic, acum acel asfalt se exfoliază, sare afară de pe piatra cubică. Este vorba de asfaltări în zona gării, pe strada gării, strada pe care este și primăria din Călan și pe strada cu gara, avem astfel de asfaltări. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine, estimați cetățeni, dacă mai vreți așa ceva sau vreți lucrurile să fie făcute de calitate și cu bun simț și cu respect față de cetățean, pentru că se cheltuie bani publici, bani din buzunarul dumneavoastră, al tuturor, și nu este normal să se întâmple așa ceva. Mai avem aici toalete eco, marca actuală conducere a primăriei, da, în curtea unei școli. Uitați-vă cum arată. Unde la ce școală e acolo? Cred că este la Crișeni, nu-mi dau seama așa acum, dar și la Grid este la fel. Uitați-vă cum arată un monument, da, lăsat de izbeliște. Și continui și cu următoarea pagină. Uitați-vă cum arată din nou drumurile. Uitați-vă cum arată zone unde este aruncat pe lângă deșeurile provenite din construcții. Sunt aruncate tot felul de deșeuri, plastic și tot felul de resturi. Nu se respectă legea privind protecția mediului, da?
Sper ca cineva să se sesizeze din partea Agenției Naționale de Mediu și Gărzii de Mediu. Așa oamenilor care aruncă. Da, dar că aceste deșeuri sunt duse de către angajații primăriei cu utilajele, sunt depozitate într-o groapă. Da? Serios? Și sunt puse, da, în zona Crișeni și sunt puse la grămadă. Nu sunt, în oraș există două centre unde se depozitează deșeurile provenite din construcții, da? Fiecare cetățean merge, sună, este afișat numărul de telefon de la poliția locală, sună, vine polițistul local, deschide și omul își golește deșeurile provenite din construcții, doar că nefiind acoperit în partea de sus, se aruncă noaptea peste tot felul de ambalaje de carton, plasticuri și alte lucruri care nu au ce căuta acolo. Da. Uitați-vă cum arată o hintă pusă pe, direct pe pământ, nu avem nicio treabă, da, o hintă, un topogan, nu este protejat și nu este pus covorul de tartan, deci practic un dezastru. Și să revin la ultima chestie de pe pagină, acel vestit cămin din Călan, care este în această stare de foarte mulți ani, se putea rezolva această problemă în anul 2008, când un fost proprietar, un domn de la Nădăștie, nu aș vrea să-i dau numele, a făcut o adresă către primăria Călan, prin care a cedat, a avut intenția să cedeze cu titlu gratuit toate camerele care le avea, și nu erau puține, 20 și ceva sau 30 și ceva de camere. Da? Primăria în acel moment devenea proprietar majoritar și putea să investească în reabilitarea acestui cămin. Nu s-a făcut nimic pentru că n-a vrut actualul primar. Asta trebuie să înțelegeți, că în data de 27 trebuie să luați decizia corectă. Eu vă ofer o alternativă, vin ca manager din sistemul privat, conduc, cum am mai spus, două parcuri logistice, administrez în fiecare an foarte mulți bani pentru această companie privată, de 11 ani fac acest lucru, pot conduce și pot administra orașul Călan, doar cu condiția ca dumneavoastră să vreți acest lucru, să vreți schimbarea, să vă gândiți la generațiile care vin după noi, la copiii noștri și la nepoții noștri. Altfel nu vom putea ieși din mocirlă. Gândiți-vă foarte bine, pentru că este un moment important. Este momentul T0 în care trebuie să dăm la o parte tot ce a fost în ultimii 16 ani de zile și să facem o schimbare la Călan. Cosmin Bolfoș este omul potrivit, managerul potrivit pentru orașul Călan și totodată vă îndemn să votați echipa de Consiliu Local al Partidului Social Democrat, să votați Nistor Laurențiu, președintele Consiliului Județean, și echipa de Consiliul Județean, pentru că doar împreună putem face lucrurile să meargă în direcția bună și putem reconstrui orașul Călan. De aceea ne-am și ales acel logo de campanie Restart Călan 2020. Este momentul restartului. Gândiți-vă foarte bine că este un moment foarte important. Domnule Bolfoș, ce să zic? Ați spus ce era de zis. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc sincer succes în alegeri. Și eu vă mulțumesc. Sper să ne vedem și după alegeri. Eu în postura de primar și să mă invitați la emisiunea dumneavoastră, să le pot mulțumi cetățenilor care îmi vor da votul de încredere în data de 27. Vă mulțumesc, stimați cetățeni ai orașului Călan, și vă doresc sănătate, minte limpede și cu Dumnezeu putem realiza această schimbare la Călan. Vă mulțumesc! Stimați respectatori, Cosmin Bolfoș, candidat PSD din pentru primăria orașului Călan, a fost invitat în emisiunea noastră. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi, numai bine!